mai stăm puțin ridicat în picioare și o să recitesc ce am citit la începutul programului din Cartea Apocalipsei, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 7 inclusiv. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu pot suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă așezați. Ne uităm și la ceas, avem un pic de timp. Și aș vrea să reluăm ceea ce am început să vorbim din Cartea Apocalipsei. Am spus că vom avea un set de predici, să nu le spunem chiar studiu biblic, pentru că încă nu este cu întrebări, dar probabil că va fi și o perioadă de timp când va fi cu întrebări. Vrem să discutăm despre această descoperire pe care a dat-o Dumnezeu Domnul Iisus Hristos, Biblia spune aici, că a trimis pe îngerul său la robul său Ioan, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și spuneam în cuvântul de introducere, cartea aceasta, Apocalipsa, e numită și descoperirea lui Iisus Hristos, nu așa cum spun foarte mulți, că este un lucru ascuns, că nu se bagă, că nu discută din Apocalipsa, că îi plin de simboluri și de figuri de stil și e complicat pentru ei să discute din cartea aceasta Apocalipsei. Pe principiul acesta pe care l-am enunțat de mai multe ori, că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, citind în Biblie, în toată Biblia, până la cartea aceasta de final a Bibliei, Cartea Apocalipsei, cred că putem să înțelegem ce vrea să ne spună Duhul Sfânt prin descoperirea aceasta. Și data trecută am arătat, Cartea Apocalipsei se ocupă de șapte stări de lucruri. Cea mai importantă dintre aceste stări de lucruri este istoria Bisericii, derularea vieții Bisericii aici pe pământ, din ziua când biserica aceasta a luat ființă prin pogorârea Duhului Sfânt și și-a început lucrarea misionară pe pământ, biserica numită stâlpul și temelia adevărului, clădirea aceea duhovnicească, trupul acela format din mădulare și care are ca scop, ca rol pe pământul acesta să-L reprezinte pe Domnul Hristos. Și de fapt El e capul. Și până în ziua când această biserică va fi înfățișată înaintea lui Dumnezeu în cer. Sigur, nu numai aceasta va fi ceea ce citim din Apocalipsa și învățăm din Apocalipsa, istoria bisericii. Dar este foarte importantă, pentru că legată de istoria Bisericii, sau Biserica este legată de capul ei, de Domnul Hristos. Ori aceasta este descoperirea Domnului Iisus Hristos. Este, practic, cea mai importantă parte a acestei scrieri, revenirea Domnului Iisus Hristos și finalitatea pe care o va avea Biserica, nu numai de acum, găsită în viață când va veni Domnul Hristos. Ce din toate timpurile. Din toate timpurile. Pentru că
Vă sunt cunoscute acele versete din Biblie. Domnul Hristos, când va veni, nu-i va lua numai pe sfinții pe care îi găsește în viață, la venirea Lui, că poate va găsi puțini atunci, că unii vor muri ca martiri. Și va învia și pe cei care au murit de-a lungul vremilor trecute, de-a lungul secolelor, de-a lungul epocilor, cu nădejde aceasta, că într-o zi Domnul Hristos îi va izbăvi și pe ei. Și au adormit unii. Au mers la ruguri, au mers la arene, au mers și au suferit moarte de martiri, așteptând ca Domnul Hristos să îi izbăvească. Și îi va izbăvi într-o zi. Chiar și din țărână. Și spuneam atunci, pe lângă această istorie a Bisericii, Cartea Apocalipsei și finalitatea ei, starea eternă de după judecata de la urmă, se ocupă și de încă 6 stări de lucruri, le-am enumerat. Națiunea lui Israel, una dintre ele, finalitatea ei, materia, cerurile, corpurile cerești, pământul, soarele, toate stelele, ce se va întâmpla cu materia din univers, religia falsă sau închinarea falsă, sau sistemul acesta pe care diavolul l-a pus în scenă încă de la început, prin care a încercat să înșele pe oameni, puterile întunericului, răzvrătirea din cer, istoria finală, ce se va întâmpla cu diavolul și cu îngerii lui, acele ființe supranaturale create de Dumnezeu, care cândva au făcut parte din Marea Armată a Cerului, apoi s-au răzvrătit, au plecat împreună cu diavolul pe un drum al lor, au fost îngăduiți o vreme și mai sunt poate îngăduiți și acum, pentru o perioadă de timp, și apoi va veni judecata lui Dumnezeu și peste ei. Am vorbit despre toate acestea, vom vorbi despre toate aceste stări de lucruri, despre aceste 7 stări de lucruri și, bineînțeles, a 7-a va fi ce se va întâmpla după ce Domnul Hristos, după ce își va isprăvi lucrarea, va preda din nou în mâinile lui Dumnezeu Tatăl toate lucrurile. Și va fi o stare eternă de fericire și de pace în cer cu Dumnezeu. Acum vrem să revenim și să începem cu biserica. Biserica, aici în Biblie, putem înțelege prin cuvântul acesta biserică și alte descrieri care sunt aici scrise în cartea aceasta. De exemplu, Ioan zice, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Adică este o stare de fericire pentru oamenii care citesc și împlinesc lucrurile scrise în cartea aceasta, în cartea Apocalipsei, dar și în Biblie, și aceștia fericiți și ăștia sigur sunt parte integrantă din biserică. Dar, de exemplu, spune despre Domnul Iisus Hristos. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său, referire la jertfa ispășitoare a Domnului Hristos, și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Împărăția aia sfântă și preoții aceștia sunt tot biserică. Nu e o altă etnitate. Și spuneam că cel puțin cum înțeleg eu, și probabil că sunt și alții care înțeleg în același fel, atunci când Domnul Hristos trimite pe Ioan, sau trimite pe Îngerul Său la Ioan ca să scrie celor 7 biserici din Asia Mică, am vorbit despre ele, așezarea lor geografică și faptul că astăzi numai Smirna, cred că mai este o localitate unde există o biserică creștină. În felul în care înțelegem creștinismul astăzi. Celelalte, aproape că nu mai sunt localități, numai ruine. De exemplu, Efesul este un oraș în ruină astăzi. Chiar dacă în perioada romanilor a fost o cetate prosperă și bogată. Aceste 7 biserici care au existat fizic în Asia Mică, cândva, atunci când Ioan are descoperirea aceasta, pentru că nu erau numai ele,
Pentru că nu erau numai ele pe pământ atunci, nu se poate înțelege că scrisoarea aceasta a fost dedicată, sau scrierile acestea, cele 7 scrisori, una la fiecare biserică, au fost dedicate numai unor biserici de atunci, din vremea aceea, și cu asta s-a isprăvit. Mai degrabă înțelegem din Cuvântul lui Dumnezeu că aceste 7 biserici din Asia de atunci, care sunt diferite unele de altele, sunt 7 stări reprezentative prin care poate, într-adevăr, trece o singură biserică, dar mai degrabă, și eu așa înțeleg, și cel mai aproape de adevăr, prin care Biserica Universală a Domnului Hristos va trece de-a lungul istoriei sale, de la început și până la sfârșit. Până la venirea glorioasă a Domnului Hristos, când își va lua biserica cu sine, ca să fie totdeauna împreună cu sfinții de pe pământ, cu biserica de pe pământ. Că va fi aici în împărăția de 1000 de ani, că vor fi în cer, că oriunde va fi Domnul Hristos, va fi și biserica cu El. Așa le-a spus la ucenici. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Înțeleg 7 etape istorice. 7 vremuri profetice, dacă vreți. Până la urmă, e ca o profeție. A fost atunci, în secolul I, această descoperire dată, pentru 7 vremi istorice, și ele au fost delimitate în timp unele de altele. Și caracteristicile acestei vremi, acum nouă, ne este ușor să le identificăm. Poate că Ioan a spus ce a văzut. A scris ce a văzut. Poate n-a înțeles în totalitate. N-a tâlcuit ce a văzut. Dar noi acum, citind Scriptura, știind un pic de istorie, putem identifica, putem repera care sunt acele 7 vremi istorice prin care a trecut Biserica de-a lungul existenței sale. Și unde ne găsim astăzi? Că și astăzi trăim o vreme istorică a Bisericii. O etapă. O vreme profetică. Prima din cele 7 biserici la care Îngerul îi spune lui Ioan să scrie din partea Domnului Iisus Hristos este Biserica din Efes. Din punct de vedere, cum înțeleg eu lucrurile, acestor 7 etape istorice, Biserica din Efes este prima biserică existentă în, sau prima etapă în lungul șir de ani care au trecut de atunci și vor mai trece poate câțiva până va veni Domnul Iisus. Prima stare a bisericii. Hai să o numesc prima stare a bisericii. Sau prima etapă istorică. Probabil că au fost unii care au făcut și socoteli, cam de când până când ar putea să fie. Eu aș zice că este biserica din Efes, este biserica din timpul vieții apostolilor. Este biserica apostolică. Este biserica care are câteva caracteristici pe care alte biserici nu le au. De exemplu, spune aici: știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta. Biserica aceasta din timpul apostolilor au avut într-adevăr fapte. Nu atunci s-a întâmplat în istorie ca primii creștini din timpul vieții apostolilor, cu ei în frunte, să-și vândă proprietățile și toți banii sau venitul acestor proprietăți să fie împărțit după nevoile fiecăruia. Fapte. Astea sunt fapte. Unii spun nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar totuși găsim în Scriptură că biserica aceasta a avut fapte. Dacă citiți în Faptele Apostolilor, sunt multe mențiuni despre ceea ce au făcut. La început creștini, în timpul vieții apostolilor, și când biserica era coordonată, condusă de apostoli. Spune că își vindeau ogoarele și averele și banii împărțeau după nevoile fiecăruia. Iosif, numit de apostol, și Barnaba. Știți cine a fost Barnaba? Unul din apostoli, care mai apoi îl însoțește pe Pavel în lucrare. Care, tâlmăcit, înseamnă fiul mângâierii, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Era biserica aceasta din Efes, biserica apostolică, care au făcut fapte, știu faptele tale, osteniala ta. E de neimaginat pentru noi acum să-ți imaginezi că membrii unei comunități creștine în fiecare zi se duc la adunare. Au mai fost stări de lucruri de felul acesta când
s-au pocăit în România primii români în credința pentecostală la început și poate și în credința baptistă, nu neapărat numai la pentecostali, sau chiar și creștini după Evanghelie. În fiecare seară, în sat, într-un orășel de provincie, se strângeau la rugăciune, în fiecare seară. Dar asta era atunci, la început, după convertirea lor proaspătă. Și poate fi valabil și aceasta, că și o biserică poate trece prin aceste 7 stări de lucruri. O singură comunitate locală poate trece și ea. Aici spune Biblia, osteniala ta, în fiecare zi se merge la templu, dar nu mai trebuia să mănânce. Nu mai trebuiau să-și câștige existența. Nu aveau și ei necesități fiziologice ca toți oamenii. Ba da? De-aia spune Biblia, știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta. Că i-a învățat Domnul Hristos, voi să nu blestemați pe nimeni. Voi mai degrabă să binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Îți dă cineva o palmă, întoarce și celălalt obraz. Îți ia haina, deși cămașa. Ei au pus în practică ad literum cuvintele pe care Domnul Hristos i-a învățat. Au răbdat. Nu s-au înarmat. La momentul reformei lui Luther, prinții Bavarii au pus mâna pe sabie să-și apere noua credință dobândită prin Luther. Și apoi, de-a lungul secolelor, războaie religioase. Apostolii n-au pus mâna pe sabie. Domnul Hristos le-a spus, cine pune mâna pe sabie, cine scoate sabia de sabie, va pieri. Ori a avut fapte, ori a avut răbdare, că nu pot suferi pe cei răi. Un atribut a acestei biserici a fost că nu suferea între ei pe cei răi. Aduceți-vă aminte despre Anania și Safira. Spune tot în Faptele Apostolilor că la un moment dat au fost doi oameni care au vrut și ei să facă ce-a făcut Barnaba, acest fiu al mângâierii numit, care au vândut un ogor și au pus banii la picioarele apostolilor. Și spune Biblia că aici în Fapte, capitolul 5, dar un om numit Anania a vândut o moșoară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșoarei? Și zice Petru un cuvânt, dacă nu o vindeai, nu rămânea ea ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Omul acesta cade jos și moare. Și moare și nevastă sa care folosește aceeași minciună. Ce înseamnă aceasta? În biserica primară, în biserica din Efes, în biserica din timpul vieții apostolilor, minciuna n-avea ce căuta. N-avea ce căuta minciuna. N-avea ce căuta cei răi. Zice, nu pot suferi pe cei răi. Știu că nu poți suferi pe cei răi. Au murit. De ce? Erau falși. A văzut ce a făcut Barnaba, ce au făcut și alții, probabil, și ce și-au zis. Dar numai pe ăștia să-i laude, numai la ăștia să se uite cu admirație comunitatea credincioșilor, ăștia 3.000 de creștini, numai pe Barnaba, numai pe alții să-i vadă că sunt oameni deosebiți. Hai să facem și noi! Dar nu chiar ca ei. Mai ținem ceva și deoparte. Aluatul fariseilor de care a zis Domnul Hristos să se păzească la apostoli. Au zis ei, vrem și noi să avem numele pe care l-au cei care și-au vândut averile pentru Domnul Hristos, dar noi vrem să rămânem și cu ceva avere. Am vrea să rămânem și cu ceva avere. De-aia au mințit. O zis Pavel, o zis Petru, ai vândut-o. Puteai să nu o vinzi, era a ta. Puteai să faci ce vrei cu ea. Și dacă ai vândut-o, puteai să ții toți banii pentru tine. Dar de ce ai mințit? Au pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și au găsit mincinoși. Au pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu și i-au găsit mincinoși. Eu vă mărturisesc sincer, n-aș îndrăzni să pun pe cineva la încercare care zice că e apostol. Eu n-aș îndrăzni. Poate aș avea în mintea mea ceva judecăți despre cineva și poate chiar am. Mai sunt o grămadă de predicatori ilustri astăzi care predică așa o evanghelie a prosperității, care predică o libertate ieșită din comun, care predică că noi nu trebuie să facem nimic, că a făcut Domnul Hristos totul și poate mai judec în inima mea astfel de oameni, dar Biblia spune aici că apostolii
Biserica din Efes, biserica apostolică din timpul apostolilor, ei au pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli. La un moment dat veneau după creștini, niște iudeizatori, spune Biblia. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe. S-au strâns apostolii. Au dovedit că nu toți sunt trimiși de Domnul Hristos. Nu toți sunt apostoli. Nu toți sunt care au împuternicire și trimitere de la Domnul Hristos să meargă cu cuvântul Evangheliei. I-au încercat. I-au încercat. Și când stai și te uiți la biserica aceasta din... la această perioadă istorică, la această etapă profetică, istorică, ce calități au avut, ai zice, cum de-o mai găsit Domnul Hristos la biserica aceasta și ceva să-i bage de vină? În versetul 3 spune, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Apostolii aceștia, și vă spuneam odată, când spune cuvântul Domnului, când folosește expresia Îngerului Bisericii din Efes scrie, de fapt, Îngerul Bisericii din Efes era conducerea Bisericii din Efes. Era apostolii, dacă ea îi biserica despre care vorbim. Uitați-vă tot în Faptele Apostolilor, zice că știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Nu numai că n-ai obosit. Citim în Fapte, în capitolul 5. Și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul. Și ascultați-mă ce spune versetul 41. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Să te bucuri că ai luat bătaie. Găsim o altă afirmație în Biblie despre Barnaba și despre Pavel. Închiși în Filipi, în temniță, cu picioarele în butuci. Și după ce au fost scrijeliți cu nuierele, bătuți bine, ei pe la miezul nopții, Pavel și cu Barnaba, știți ce făceau la miezul nopții? Biblia spune, cântau cântări de laudă. Cântau și se rugau. Și cei închiși îi ascultau. N-au obosit atunci. Și-au dat averile. Și-au dat banii. Nu i-au pus deoparte, nu i-au pus la cec. Au răbdat pentru Domnul Iisus Hristos, au luat bătaie. Și zice Biblia că n-au obosit. Mă gândesc că la vremea pe care o trăim noi astăzi, că și noi credem că suntem biserica Domnului Iisus Hristos și suntem. Dar într-o altă vreme istorică, într-o altă etapă. Câteodată ne obosește să mergem nu în fiecare zi din săptămână la biserică. Măcar o dată pe săptămână. Sau o zi pe săptămână. Am fost în Statele Unite și am vizitat biserici și mi-au mai spus frații cuvântul acesta, frate Bala, haideți și după masă, tot la noi dacă puteți. Că dimineața mulți care au copii nu vin. Și nu prea vin tineri dimineața. Dar după masa, să știți, îi prim. După masa și la balcon n-au loc. Haideți și după masa. Oameni care nu merg și dimineața și după masa la biserică. Că e obositor. Frate, avem copii. E obositor pentru copii. E obositor și pentru noi, că toată săptămâna suntem la lucru. Și duminica ne-am mai odihnit și noi un pic. În timpul săptămânii, am văzut în multe biserici starea asta de lucruri astăzi. Marțea câteva persoane la rugăciune. Nici nu în sala mare, într-o sală poate acolo. Undeva. Joia, mai mult decât marțea, dar tot nu mult stare. Poate 10% din cei care sunt în biserică în mod normal duminică. Și tinerii deloc. N-are cine cânta joia? Duminica sunt toate formațiile prezente. Și dacă nu-i pui pe careva să cânte, să supără. Să supără, că nu au pus, am făcut repetiții. Dar joia nu-s. Și dacă stai de vorbă cu ei, frate, avem și școală, avem și altele, și e obositor. Noi avem mai multe activități. Nu numai asta cu adunarea. Biserica din timpul vieții apostolilor spune că n-au obosit. Au răbdat, au suferit
Au făcut lucrare, au făcut fapte, au pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și o găsim mincinoși. Și totuși, la biserica aceasta, Domnul Hristos are și un cuvânt de mustrare. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Vreau să remarcați aspectul acesta, că cuvântul acesta, dragoste, în limba noastră română, are multe înțelesuri. Nu o să apuc acum să fac o analiză morfologică și didactică asupra acestui cuvânt. Sau nu o să mă apuc să-l traduc din limba greacă în toate înțelesurile pe care alți teologi le dau acestui cuvânt. Dar vreau să vă spun ceva ce înțeleg eu traducând Biblia cu Biblia. Când vorbim despre dragoste astăzi, unii oameni și cei mai mulți oameni se gândesc că este numai o stare a sufletului. Adică un sentiment. Nelegat de altceva. Ceea ce e fals. Remarcați că aici cuvântul lui Dumnezeu spune că ți-ai părăsit dragostea din tâi, dar când îi spune să se întoarcă la ceea ce o părăsit, zice, adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Adică acea dragoste pe care ei au pierdut-o, pe care au părăsit-o, care știu eu din ce motive, și o să vedem din ce motive i-au părăsit, n-o mai aveau, și acea dragoste de la început era caracterizată prin niște fapte. Nu era numai așa, te uiți la nevastă, la soție și te iubesc. Mă, du-te, adu-mi o găiată de apă. A, nu mă duc, du-te tu. Dar mă iubești? Te iubesc. Adu niște lemne, se bag pe foc. A, am ceva de făcut. Aia nu-i dragoste. Aia lasă mă declarații sfărăitoare. O ajung la tribunal o femeie cu un bărbat, nu mai vrea să stea cu el. Nu mai vrea, avea și câțiva copilași și prin începutul secolului 20, judecătorul a întrebat-o de ce vrei să divorțezi de soțul tău. Pentru că viața nu mai este cu putință cu acest om, nu mă mai iubește. Nu, nu, eu o iubesc, a zis împricinatul. Auzi, femeie, că te iubește. Domnul judecător, când ne-am căsătorit, mi-a promis că voi avea pâine, acoperiș deasupra capului, haine la copilaș, dacă ne va da Dumnezeu copii. Acum, toți banii pe care îi câștigă îi bea. În casa noastră ploaie, copiii mei umblă dezbrăcați și flămânzi. Eu cred că nu mă iubește. Și judecătorul i-a dat dreptate. Da, dacă așa face, nu te iubește. Poate să spună ce vrea. Dragostea e legată de niște fapte. Și Domnul îi spune acestei biserici, dacă nu te întorci la faptele tale din tâi, vin unii azi și spun numai dragoste. Dragostea e din Dumnezeu. Care dragoste o are Dumnezeu față de noi oameni? Ce dragoste are Dumnezeu față de rasa umană? Ați citit în Scriptură că El dă ploaie și peste cel bun și peste cel păcătos. Ar putea să nu dă ploaie peste ăia. Ar putea ca păcătoșii să nu mai vadă lumina zilei. Dar dragostea lui Dumnezeu pentru rasa umană s-a manifestat în acest fel prin niște fapte pe care le face. A udat pământul cu ploaie, să dea pâine semănătorului, sămânță celui care are nevoie de ea. Și cei care îs din Dumnezeu și care sunt copiii lui Dumnezeu, cum sunt credincioși din biserică, au o dragoste care este, de fapt, reprezentată sau arătată prin faptele pe care le fac. Exact ca într-o familie. La biserica aceasta îi spune, dacă nu te întorci la faptele tale din tâi, ce fapte avea biserica aceasta, apostolilor? Nu vorbim de biserica din Laodicea. Biserica din vremea lui Petru, a lui Ioan, a lui Iacob, a lui Pavel, ce fapte aveau? Citim din Scriptură. Sunt câteva mențiuni în Biblie despre starea acestei biserici la început. Și sunt texte bine cunoscute de toată comunitatea. Și de noi, și de alții. Biblia spune, de exemplu, în capitolul 2, versetul 1, în ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Ai zice că e o eroare gramaticală sau de traducere. De ce trebuia să mai spună că erau împreună dacă a scris că erau în același loc?
Sau de ce mai spus că erau și în același loc dacă scria că erau împreună? Pentru că de multe ori venim la biserică și suntem în același loc, 300-400 de oameni, 10-15, aici la Catinou mai puțin, câteodată eu și soția, dar nu suntem și împreună și în același loc. Pentru că unii vin la adunare că, mă, dacă nu mă duc, o să mă sune păstorul, de ce n-ai venit? Am probleme cu nevasta dacă zic că stau acasă. Dar ce vrei să faci acasă? Hai la adunare, merg la adunare. Și la adunare se gândește la business. Sau stă pe ultima bancă acolo și își face socoteala cum te-a câștigat săptămâna trecută și ce mai are de făcut săptămâna viitoare. Se întâmplă și asta. Să fii în același loc, dar să nu fii împreună. Poți să fii împreună și să nu fii în același loc. Pavel nu era cu corintenii la un loc, în același loc, dar erau într-un duh. Eu și duhul meu la oaltă. Fiind adunați la oaltă, am hotărât. O calitate a bisericii din vremea apostolului a fost că, la început, această biserică, erau și împreună, erau și în același loc. În capitolul 2 din Fapte, spune Biblia, în versetul 43, fiecare era plin de frică. O stare unanimă la creștinii din timpul vieții apostolilor. La început. Biserica apostolică la început. Fiecare era plin de frică. Nu unii erau plin de frică. Toți. Biblia spune în versetul 44, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Amănuntele acestea dovedeau dragostea lor unii pentru alții. Toate de obște, împreună, în același loc. Biblia spune în versetul 46, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Toți împreună, toți. Când vorbim de toți, sunt toți. Nu mai sunt excepții. Cum sunt astăzi. În toate bisericile, numai care sunt mai numeroase, așa, dacă lipsesc 10 familii odată, nu se vede. Dacă sunt numai 5-6 familii la un loc și lipsesc 3-4, se vede. Că n-ai cu cine să faci lucrarea. Toți împreună. O calitate a bisericii la început. Mai putem citi câteva lucruri. De exemplu, versetul 32 din capitolul 4. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Ăia mulți care au crezut. Astăzi putem identifica mulți care spun că cred, dar nu-s o inimă și un suflet cu ăia care sunt mai demult la credință. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul! Unanimitate. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau o goare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. O faptă care dovedea dragostea lor unii pentru alții. Unii pentru alții. Pavel are o mențiune la un moment dat despre o biserică care acum îl mai judeca și nu mai privea ca la început. Ci atunci când am venit prima dată la voi și în slăbiciunea trupului v-am vestit Evanghelia, dacă ar fi fost cu putință, le zice Pavel, v-ați fi scos și ochii să-mi dați. Așa a fost biserica la început. După ce s-au mai răcit, au dispărut și faptele. Nu mai erau în stare să scoată ochii. Dar erau în stare de alte lucruri. Să vorbească vorbe nepotrivite despre Sfinții Apostoli. Auziți? O inimă și un cuget. Și mai sunt. În versetul 12 spune, prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni norod. Toți, iarăși cuvântul toți, stăteau împreună în privdorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul lăuda în gură mare.
La început, în Biserica Domnului Iisus Hristos, în acest trup duhovnicesc, în această clădire duhovnicească, formată din pietre vii, era unanimitate. O inimă, un cuget, un gând, împreună, în același loc. Niciunul nu avea nimic în plus față de celălalt. Trăiau ca o familie. Pentru că dragostea îi făcea să aibă fapte, nu numai declarativ. Fapte. Biserica aceasta a fost o vreme așa. Și apoi au început să apară între ei disensiuni. Frate Bala, nu ne vine să credem că vorbești despre apostoli. Disensiuni între apostoli? Au renunțat la starea aceea de sâmbășire de la început, în loc să crească, au mers la vale? Asta ne învață Biblia. Cuvântul ne spune că Domnul i-a spus acestei biserici: adu-ți la minte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Și vine cu amenințare. Dacă o putem numi așa. Cu avertizare. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Biserica aceasta, care a fost desăvârșită în unitate, în dragoste, în credință, la un moment dat apar între ei disensiuni. La un moment dat, Biblia ne spune că între Pavel, chemat de Domnul Iisus Hristos la mântuire, și un vas ales prin care se ducă numele Lui înaintea neamurilor. S-a întâlnit la Ierusalim cu Iacov, și cu Ioan. Le-au arătat ce Evanghelie predică el între neamuri. Aceștia, zice el, cei mai cu bază, nu mi-au adus nimic. Adică n-au zis: Pavele, n-ai primit bine. Noi am primit altfel Evanghelia de la Domnul Hristos. Numai ne-au spus mie și numai Barnaba, să ne aducem aminte de sărat. Și chiar așa am căutat să facem. Dar apoi are un schimb de vorbe cu ei. Când a văzut el, Pavel, că Petru mănâncă cu neamurile, dar când au venit frații de la Iacov, de la Ierusalim, de frica iudeilor a stat deoparte, l-a mustrat pentru atitudinea asta fățarnică. Va zice el, Pavel, și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei lor. Unitatea aia de monolit care a fost la început s-a spart. Spune cuvântul lui Dumnezeu, tot în Faptele Apostolilor, la un moment dat, acești doi oameni care au lucrat mult, au fost trimiși de Dumnezeu în lucrare. Prin cuvânt profetic, Dumnezeu a spus bisericii din Antiohia: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Pavel pentru lucrarea la care i-am chemat. Și au mers în lucrare amândoi. Și la un moment dat, între ei a ajuns să existe o diferență de opinie. Nu mai era o inimă și un cuget și un gând. Spune Biblia, în capitolul 15, după câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba vroia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Auzi, neînțelegerea asta. Păi erați o inimă și un cuget la început. Și mai sunt exemple în Biblie, mai multe. Pot să vă mai dau una. De exemplu, spune Biblia, după o vreme când au mâncat împreună, au mâncat la un loc, când aveau toate de obște, când se împărțea fiecăruia după nevoile lor și nu era nicio problemă între ei, era o inimă și un cuget, Biblia spune în capitolul 6 cu versetul 1: în zilele acelea când s-au mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Nu mai erau ce-o fost. Ei mâncau unii și unii nu, că nu le mai dădea la toți. Erau trecute cu vederea și nu neapărat că n-aveau de unde. Și din cauza că vorbeau și grecește. Că erau unii prozeliți dintre neamuri care au primit cuvântul lui Dumnezeu. Erau evrei care vorbeau grecește, vrea să spună aici apostolul
sau doctorul Luca, doctorul preiubit Luca, care scrie Faptele Apostolilor, că erau acei oameni care au adoptat mai întâi de vremea creștinism religia mozaică, cultura evreiască. Dar ei și-au păstrat și limba lor greacă. Și au început să cârtească. Păi uite, a noastră văduve nu mai primesc ajutoare ca celelalte. Disensiuni. Vă mai citesc un verset ca să vedeți că starea lor nu mai a fost aceeași. De exemplu, în a treia epistola lui Ioan, Apostolul Dragostei, Apostolul Ioan, spune, citesc începând de la versetul 8, este datoria noastră dar să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. Auzi, la vremea aceea, unul dintre oameni, Diotref, responsabil de o adunare locală, căruia îi plăcea să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de apostolul Ioan, de apostoli. Zice, de aceea când voi veni, voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Auzi, în timpul vieții apostolilor, de la unitatea aia de monolit, la începutul credinței creștine, să ajunge acum ca unul Diotref, un lider local, și aici vorbim un pic și de învățătura nicolaiților, să nu mai țină cont de Ioan, care nu era Petru, un om gata să pune repede mâna pe sabie. Ioan e numit de foarte mulți pentru vorbele lui dulci, apostolul iubirii. Nu mai știa de Ioan. Nu mai știa de noi. Ioan, când zice noi, se referă probabil la el, la Iacob, la ceilalți apostoli. La echipa de lucrare. Și Domnul acestei biserici îi spune, dacă nu te întorci la faptele tale din tâi, îți iau sfeșnicul. Timpul trece repede. O să vă explic în ce fel s-a întâmplat lucrul acesta fizic cu biserica din Efes sau cu biserica din timpul vieții apostolilor. Ei la starea aceea nu s-au mai întors niciodată. La aceștia Domnul Hristos nu le spune că îi varsă din gura lui ca la o biserică, mai târziu o să vedem la care, ci spune, vă voi lua sfeșnicul. Sfeșnicul, am înțeles de data trecută că înseamnă biserică. Spune în capitolul 1, versetul 20, taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Când spune Domnul acestei biserici, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Știi ce s-a întâmplat fizic? Unde era sfeșnicul ăsta? Tradus, unde era biserica aceasta? La Ierusalim. Acolo s-au strâns frații, acolo veneau și dădeau raportul. De acolo plecau misiunile. De acolo se emitea doctrina bisericii. Dar Biblia ne spune un lucru, tot în Faptele Apostolilor găsim lucrul acesta, s-a întâmplat ceva. A venit o prigoană. Și prigoana aceasta care a venit a provocat ceva în Ierusalim. Vă citesc din Faptele Apostolilor capitolul 8 versetul 1. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei. Toți afară de apostoli. Toți afară de aceștia care erau numiți în Cartea Apocalipsei Îngerul Bisericii. Și bineînțeles că unii au ajuns până în Antiohia, au vestit cuvântul acolo și grecilor, unii din ei, și-au luat ființă un alt centru misional la Antiohia. S-a mutat sfeșnicul. Exact ce a spus Domnul, dacă nu te pocăiești, o să vin
la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Dacă nu te întorci la faptele alea din tâi, unitate, dragoste, toleranță, împărțim la toți și la văduvele grecilor, ne purtăm bine cu toți, o stare cum a fost la început, dacă nu, reveniți la starea aceea care ați avut-o atunci, în dragostea aceea din tâi. Dacă nu mai faceți acele fapte, o să vă iau sfeșnicul. Și sfeșnicul a fost mutat. La această biserică Domnului mai găsește totuși un lucru bun. Ai însă lucrul acesta bun, că urești faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Nicolaiții, unii cititori ai Bibliei spun că faptele nicolaiților era de fapt oameni care prin propriile lor puteri încercau să se facă stăpâni pe moștenirea lui Dumnezeu, să fie niște lideri autoritari care să nu mai asculte de nimeni și să-și, până la urmă, de la fapte s-a ajuns la o doctrină. La doctrina, ierarhia bisericească, oameni cu stăpânire, în trepte, peste adunarea lui Dumnezeu. La vremea aceea, apostolii n-au acceptat faptele nicolaiților. Petru nu s-a considerat papă. Când frații din Iope au trimis după el, nu pregeta să vii la noi, s-a dus în grava mare. Când un trimis al lui Corneliu și în urma unei înștiințări primite de la Dumnezeu, a venit la el, s-a dus în casa unor, cum se spune în Biblie, unor netăiați împrejur, le-a vestit Evanghelia Mântuirii. Nu s-au considerat lideri. Au fost priviți ca stâlpi apostolii. Au fost priviți ca stâlpi datorită darurilor spirituale pe care Dumnezeu le-a așezat în ei. Ei n-au considerat ca au niște titluri cum sunt astăzi, episcop, prea înalt, prea sfințit, patriarh, reverend, păstori, păstor principal, păstor secundar și așa mai departe, multe altele. Apostolii și încep cuvântările, Iuda, rob și apostol, Pavel, rob și apostol, Petru, rob și apostol. Faptele nicolaiților erau urâte. Calitatea asta pe care o dobândesc unii, numai eu pot să chivernisesc o lucrare a lui Dumnezeu. Și apoi s-au denaturat până acolo că au ajuns unii să spună că ei sunt reprezentanții lui Hristos pe pământ. Aceasta a fost biserica din Efes, o etapă istorică care a trecut. Acum, privind în urmă, îi vedem desfășurarea. Ne oprim aici, vom continua data viitoare cu următoarea biserică și îmi doresc să rămânem cu ceva din experiența acestei prime biserici, cu toate calitățile pe care le-a avut. Dacă nu este o dragoste care se bazează pe fapte, dacă nu este numai aceea teorie despre care vorbim câteodată, numită dragoste, s-ar putea să nu fim vrednici de lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cuvântul lui Sfânt. Amin.